Domnul să vă binecuvânteze, prieteni, ne reîntâlnim. Astăzi o să fac un mic episod în care o să vă arăt câteva femele din matca mea. Să vă arăt puțin și adăpostul care l-am finalizat. Am dat tinci, plasă, adeziv, tinci, zugrăvit. Știți că era doar izolat pe vară. L-am zugrăvit frumos, l-am aranjat. A dat frigul, bate vântul foarte tare, încep să pun păturile în geam. Rând pe rând o să le astup geamurile astea, cel puțin noaptea. Este curent, să facem un pic de curent, foarte frig. O să vă prezint astăzi și călețele cu Linamix, pentru cei care încă nu știți ce proprietăți are și la ce folosește această mâncare. Haideți să intrăm înăuntru, prieteni. Să vă fac o imagine de ansamblu cu iepurașii. Sper să vă placă. Să urmăriți cu drag acest clip. Haideți să vedem, prieteni, le-am pregătit și un desert pentru la amiază acum. Mere proaspete, frumoase, curate, morcovi. Haideți să vedem un pic și Linamix-ul. Linamix-ul este un produs de la Mifuma, prieteni. Se prezintă la găleată sau la sac. Această găleată are 7,5 kg. Sincer vă spun, 7,5 kg e produsul. Am cântărit găleata, a avut 8,4 întreagă, deci granula din ea are 7,5 kg. Sunt niște granule care conțin proteine, magneziu, fosfor, calciu, dar cel mai important conține vitamina E și seleniu, care ajută la procesul de reproducție la femele, ajută foarte mult acest produs la blană. Este un produs care ajută la întărirea sistemului imunitar. Costă 117 ron. Eu le-am cumpărat de la Dana, de la Arad, de la Tauravis. Îi mulțumim frumos Danei pentru înțelegere. Ne-a pus pe poștă gălețile. Mai am încă una întreagă. Și eu am comandat încă una. O să mi-o aduc acasă din nou. Îi mulțumim frumos Danei pentru implicare și pentru că ne ajută. Haideți să vedem și cum arată granulele, prieteni, pentru cei care nu le știți. Sunt foarte frumos mirositoare, au un miros plăcut. Sunt un pic mai mari. Granule de Linamix. Se dau câteva grame, uite așa, la un iepure, nu se dă multe. Pentru că sunt destul de puternice. Un pic de desert, prieteni, măr curat, frumos spălat, un pic de morcov, la fiecare câte o bucățică, nu foarte mult și nu foarte des. Eu cam așa le dau la două zile, odată măr cu morcov, în altă zi un pic de sfeclă roșie cu țelină și așa mai departe, având în vedere că e și sezonul de împerechere. Toate aceste suplimente pline de vitamine ajută, prieteni, la fertilitate și, de ce nu, pentru viitoarele mame să producă mai mult lapte. De asemenea, Linamix ajută la producția de lapte, să știți și acest aspect. Deci, prieteni, să trecem și la prezentarea câtorva exemplare femeluțe. Masculii vi-am prezentat. Aici, pe colțul ăsta, sunt 6-7 masculi. Deci, începând, nu o să scot foarte, foarte multe afară, pentru că sunt deja de o săptămână și ceva montate și nu vreau să le stresez. Nu știu dacă au prins sau nu, câte au prins, am montat destul de multe. Femelele au cam terminat de neopârlit, să vedem cât ajută Dumnezeu. Am montat și gri, și grifier, și neagră. Aici am o femeluță din nemții mei, din linia de nemți. Este o femeluță tânără, urecheată, lungă.
agitată, am montat-o cu un mascul de la Aurel Spaniol. Am doi masculi de gri de la Aurel, am montat-o cu unul dintre ei. Nu o să o scot. O să scot așa pe sărite câte o femelă, prieteni. Ai jos. Hai, du-te de acolo, tati. Du-te încolo. Hai să te scoatem pe tine puțin afară. E o femelă producție proprie, la fel ca și cealaltă din sezonul trecut de monte. O femelă groasă. Groasă. A fost și ea montată. Tot cu masculul de la Aurel Spaniol. Unul frumos ăla de acolo de jos. Hai, tata, nu-ți place pe masă? N-am prea scos femele, nu le-am stresat. Vedeți ce corp cilindric și lat are. Acestea sunt femelele care mie îmi plac. Cap mare, prieteni, cap de mascul. Ureche destul de bună. Acum să vedem că nu sunt perfect năpârlite. Sper să fi și prins, să facă puișori. Vedeți ce spate lat. Nu se simte deloc aici osul la greabă, crupa la fel, nu se simte nimic, prieteni. Haideți că deja sunt 7 minute, pun o pauză și mai trecem la următorul exemplar. În continuare, prieteni, o altă femeluță producție proprie. Ea a fost scoasă din masculul care îl mandat lui Florin în Spania din Solomon și din nemțoaica bătrână. Am avut o nemțoaică bătrână care a ajuns la sălaj, la domnul Oros. La fel, o femelă lungă. Vedeți, încă nu sunt năpârliți. Eu sper să fi și prins. Măcar 3-4 din ele sunt fete. O femelă foarte urecheată, la fel de căpoasă, lungă, prieteni. Lată pe corp, femelă de noiembrie. Un iepure corect, din punctul meu de vedere, un picior foarte gros. Stă și la poziție. Doar blana încă nu este în deplinătatea forțelor, dar o să termine de năpârli și sperăm să fie ceva frumos. Culoare de acoperire bună are. O ureche impecabilă. Vedeți cât e de lată urechea și de lungă. Se sucește de pe telefon, parcă știe, nu mă lasă să filmez. Ureche plăcută, prieteni, un picior mega gros, cap frumos. Așa sunt iepuri care mie îmi plac, iepuri groși, cu picior gros, lați pe corp, pe spinări, prieteni. Nu-mi plac iepurii lungi și înguști, căprioare sau cum naiba le mai zice. Eu sunt adeptul iepurilor pătrățoși, mai bine un pic mai scurt și mai gros. O ducem și pe ea și scoatem următoarea. Deci, o să filmez și din cușcă câteva exemplare, prieteni, să nu facem un clip foarte, foarte lung. Hai la tati de acolo din colț. Asta este femela din cuibul de 3 care eu am scos-o. O femelă lungă. Are 8,7 kg acum. Tot de noiembrie. Păr bun pe ea. Ureche frumușică. A fost și ea montată, prieteni, printre primele montate, în data de 1, am început montele 1 octombrie. Vedeți ce poziție frumoasă are. Lungă, femeia groasă, să ajute Dumnezeu să prindă pui. Am montat-o cu masculul de la Giova, cu Ștachi, juniorul. Haideți să-l vedeți un pic și pe ăsta. Este 75% tot din sângele meu vechi. Un mascul impecabil, prieten, cu o culoare superbă pe corp. Hai, tati. Iepurii au caracteristici asemănătoare, sunt foarte lungi, urecheați. V-am spus că nu o să fac încă niciun fel de consanguinizare, niciun fel de amestec. De aceea am montat cu mai mulți masculi. Și dacă o fi să vină cineva să-și dorească o pereche de iepuri de la mine, sau am de unde să le dau, cu conștiința curată că nu sunt fras deloc. Trecem mai departe, prieteni. Următoarea femeluță. Haideți să pun o pauză, să pot să o scot liniștit din boxă. Următorul exemplar, prieteni, este o achiziție
o achiziție de puișor, o femelă de luna decembrie, cumpărată de la prietenul meu Marian Stănică, de la Sibiu. O femelă foarte frumușică, la fel de groasă, la fel de căpoasă. După cum am spus și adineauri, militez pentru aceste exemplare, pentru acest gen de iepure, prieteni, gros, iepure gros, gros. Vedeți aici lățime, iepure gros, compact, iepure cu musculatură bună, picior frumos, gros și cap mare, atât la mascul cât și la femele. Pe aceste criterii o să-mi fac prima dată selecția, să fie iepuri groși, groși și frumoși, cu picior sănătos. Nu-mi plac iepurii subțiri de niciun fel și lungi. Astea sunt iepurii pe care îi caut. Femela este frumoasă, prieteni, are aproape 8 kg. A fost montată cu un mascul de la Aurel Spaniol, un mascul superb, care l-am sacrificat într-o oarecare măsură, pentru că este foarte tânăr și l-am băgat la montă, la o vârstă destul de fragedă, dar este dezvoltat și era perechea ideală pentru această femelă. Sper din tot sufletul să fi prins și ea și să facă puișori frumoși. Femela este pe placul meu. Mai departe, prieteni, am scos un exemplar care îmi este foarte drag. Este o femelă cu o culoare de acoperire superbă, cu o ureche perfectă, capul la fel de frumos, corp gros, cilindrică. Ea este din nou o achiziție de la Cristian Solomon de la Sighișoara, pe care îl salut cu drag și mulțumesc pentru exemplarele oferite. De la el am cumpărat 3 iepuri de-a lungul anilor. Și din masculul care l-am achiziționat acum 4 ani, am reușit să scot, prieteni, niște iepuri superbi, iepuri pe care eu am continuat să-l muncesc și pe femelele mele din liniile vechi. Această femelă a fost achiziționată în primăvară, este femelă de ianuarie, groasă, prieteni, blană bună pe ea, culoare frumoasă, lungă și ea a fost montată. A fost montată cu un mascul de-al meu, haide să vi-l arăt. Cel mai probabil este cel mai bun masculaș care l-am produs anul ăsta. Hai la tata. Un mascul superb. Tot din Solomonul care l-am trimis în Spania. Un cap imens la 11 luni, prieteni, un corp gros, foarte îndesat. Ăsta nu are blană de ce să ridici. Îl vedeți, cu ăsta a fost montată. Oarecum acești doi iepurași au ceva în comun din trecut, dar foarte, foarte puțin. Femela asta este scoasă dintr-un mascul pe care Cristi l-a achiziționat de la prietenul lui din Ungaria, Laszlo Barsa, și o femelă de-a lui. De sângele aproape că nu mai au nicio legătură. Vedeți ce frumos șade în boxă, prieteni, s-a îngreunat. Femela are și ea către 8 kg, nici nu mai știu când am cântărit ultima dată cât avea. Oricum, este o femelă bună, lungă, să ajute Dumnezeu să scoată puișori cu masculul ăla frumos de acolo și o să fie bine. Aici, mai departe, vă arăt o femelă de anul trecut, o femelă care are un rând de pui, a avut un cudratat și un rând, l-a dus cu bine. Este scoasă din acela Solomon, din Spania. Și o nemțoaică de 96 frumoasă, care am avut o bună pe blană. Femela este și ea montată. Foarte groasă, 1,5 kg. Să ajute Dumnezeu să fete și asta în pace. Aici jos, prieteni. O mega femelă, imensă, care încă n-a terminat de năpârlit. Nebuna. I-am pus numele Nebuna pentru că este un pic nebună, prieteni. Nu stă pe masă deloc. Are o ureche impecabilă, un corp de invidiat, lungă, lungă, groasă, prietenă, asta e sărită de 9 kg. Cu siguranță e sărită de 9 kg pentru că este o femelă imensă. Hai la tatito. Da, cu greu o bag și la montă. Și a fost montată, încă n-a terminat de năpârlit. Eu aș vrea să prindă, pentru că este
este o femeie care mi este foarte dragă. Haideți, prieteni, să vedem un pic și neagra. Hai la tati. Hai la tati. Avem și o neagră în curte și 5 femele de grifier. Neagra a fost montată, prieten, cu masculul grifier de la Orel Spaniol. Și ăla este un mascul frumos, gros. Ții tu, tată, de ce ții urechile pe spate? Că în cușcă le ții bine. Foarte frumușică femeia, prieten. Haideți să vă arăt din cușcă. Aici pe masă văd că nu are chef să țină urechile cum trebuie. Altfel este o femeie superbă. Hai, tati. Hai. Lungă, tânără, femeie de 9 luni. A fost și ea montată. Doamne ajută să prindă. Hai, tati. Vedeți și urechi frumoase și lungioare. Haide. Vă arăt un pic și pe sora ei. De cuib. Sora ei de cuib este grifier. Grifier. La fel a fost și amontată cu negru de la Orel Spaniol, unul dintre cei doi negri care am. Omega urecheată și asta, prieteni. Spinare lată. Foarte frumușică femela. Mi-e tare drag de ea. Ureche lungă. Așa cum trebuie. Hai un pic pe masă, tati. Hai. Hai să te scoată, tati, și pe tine un pic. Hai să te vadă oamenii. Femela de grifier, prieteni. Stă speriați pe masă. N-am mai avut eu timp să-i scot zi de zi. Femelă groasă, ureche bună, doar că aici pe masă face figuri, nu vrea ea să stea cum trebuie. Probabil era bine să le scot, să le las un minut, două să se liniștească, după care să filmez, dar nu stau eu să fac o oră aici, am fric clipuri. Hai, tati, înapoi pe boxă. Vă mai arăt un pic din boxă, prieteni. Vedeți ce frumos și ține urechea, ce frumos stă. Groasă, femeie la bună, să ajute Dumnezeu să fete și ea, să ne putem dezvolta și pe grifier și pe negru. Hai la tata și tu. Haideți să scoatem un pic și pe cealaltă grifieră de la Giovanni de anul trecut. Femeie frumoasă care a adus un rând de pui. A dus bine un rând de pui, mi-a dat pui fușor, foarte, foarte frumos puișorii. Este urecheată femela. Are niște urechi perfecte, lungi și le ține frumos, lungă. Am împerecheat-o și pe ea cu grifierul de la Orel Spaniol. Doamne ajută să dea puișori frumos. Are blană bună pe ea. Păi voi, tati, se uite să sară jos. Mai bine o ducem noi la boxă să nu facă vreo prostie, prieteni. În sfârșit, am aici o puiuță din asta de adineaur, de martie. Are aproape 6 kg. Mai e aici jos o femelă de gri, de la Luci, de la Simeria. Ceva combinație tot de pe la Orel Spaniol. Tânără și asta, pe aprilie. Și mai am o femeluță tânără din Solomonul meu de anul trecut. Hai la tata. Hai un pic afară. Și tu. Femelă de martie, prieteni. O vedeți cât e de grosă. Acum a intrat și asta în aprilie, văd că am ținut-o, sper să se facă ceva frumos, are câte 6 kg și ea. Mama ei a fost foarte lungă, tatăl Solomonelul care îl știți, deci a meritat să o țin. Să vedem acum ce se face și din ea. Imediat mă apuc să le dau desertul, prieteni.
Cam astea sunt femelele mele. Doresc tuturor urmăritorilor care crește țepuri să aveți baftă nouă sezon de munte, prieteni. Să vă țină Dumnezeu sănătoși. Apoi puteți avea grijă și de animale. O duminică plăcută în continuare tuturor. Numai bine și Doamne ajută!